Salutare și bine te-am regăsit la o nouă emisie Meditații pentru Părinți. Astăzi, alături de mine, s-a întors Gabriela Maluf, expert în parenting. Astăzi discutăm despre tema ce înseamnă să fii voluntar. Bine ai revenit! Bine găsit! Să știi că este temă care îmi place foarte mult, pentru că eu de când sunt mică sunt voluntar, am învățat să fac foarte multe fapte bune, m-am învățat mama asta, datorită faptului că probabil am avut -o și o copilărie modestă și întotdeauna am primit lucruri de la alții și am fost învățată că de acolo de unde dăruiesc să reîntoarce în zecit. Poate este o superstiție, poate este o treabă din bătrân, cine știe, dar să știi că a funcționat. E ceva ce funcționează la tine. Uh, e minunat. da, dar faptul că ofer nu înseamnă că aștept, adică să mi se reîntoarcă, uh -huh. ofer cu toată inima, pentru că așa am fost crescută și educată. Lucruri pe care îl fac și eu uh, pentru copii meu și pentru alții pe care îi văd îi îndemn. Ce înseamnă să fii voluntar? Mă bucur că mă întrebi lucrul ăsta Și că mi-ai împărtășit experiența ta <laughs> Pentru că eu n-am făcut lucrul ăsta De când eram mică Chiar n-am -am fost inspirată înspre, înspre voluntariat Și am descoperit domeniul ăsta De-abia acum, ca adult um, Mi se pare la fel de minunat Cred că experiența ta a fost mult mai plăcută ca, ca și copil, eu și eu la rândul meu îmi inspir copiii să și îmi implic în toate acțiunile mele de voluntariat pentru că într-adevăr am văzut ce înseamnă și mă întorc la întrebarea ta, ce înseamnă să fii voluntar să fii voluntar înseamnă să muncești destul de mult într-adevăr dar satisfacția care, pe care o ai ulterior este înzecită, cum ziceai tu nu știu dacă ți se întoarce înzecit dar cu siguranță energia și starea de bine pe care uh -huh. o simți în interior orul tău, cu siguranță, se întoarce în zecit. Dar, pe Asta lângă starea garantat. de bine pe care o ai tu, în calitate de voluntar, cred că este și mai important starea de bine pe care îi oferi celuilalt, făcându-i bine și ajutându-l. Exact. exact. Um... Vezi în ochii omului pentru care ai lucrat, pentru care ai muncit, pentru care ți-ai ți -ai dat practic sufletul, vezi bucuria în ochii lui și vezi emoția pe care o are. Probabil exact energia de acolo ți se, ți se întoarce. Știi că m-a întrebat cineva dacă aș câștiga la lotul ce aș face? Mm. Și primul meu răspuns a fost că aș ajuta toată lumea, toată lumea, toți bătrânii, toți copiii, toată lumea care este în impas, adică i-aș ajuta dar tot joc și n-am câștigat, deci nu mai durează ceva. <laughs> Sper să ți se îndeplinească, nu știu, ai un vis frumos. Care, e, care este părerea ta vis-a-vis -vis de educația copilor înspre acest voluntariat? Um, ținând cont că dacă... Să știi că voluntariatul, iartă-mă, din, din perspectiva mea, nu înseamnă neapărat decât să fii voluntar, să fii nu știu ce asociație. Uh -huh. Simplu fapt că înveți să dăruiești sau că înveți să împărtășești, sau îți dai timp din timpul tău, care, din păcate, nu vezi că timpul a ajuns dușman și parcă da. timpul nu putem să-l cumpărăm cu bani și a devenit cel mai prețios lucru, exact. mi se pare un lucru foarte mare pe care noi putem să-l oferim copiilor noștri, să-i învățăm, să-i educăm. Exact, este o educație civică care nu poate să fie altfel decât prolifică pentru că îl înveți să facă ceva în spiritul umanității, în spiritul uh -huh. societății. Îl, îl ajut să vadă că nu toți oamenii uh, reușesc să, să dețină sau să aibă același nivel de trai și atunci este în regulă să îi să, să ajutăm și pe ceilalți. Gabi, de ce crezi tu că oamenii se activează doar în perioada sărbătorilor? Eu cred că atunci ce aduc aminte, pur și simplu, nu cred că e um, o chestie psihologică neapărat că simți să fii mai bun sau mai generos când se apropie o sărbătoare. Pur și simplu cred că oamenii sunt foarte ocupați și se gândesc de abia în perioada respectivă. Ceea ce este nu neapărat trist sau fericit, eu mă bucur că se întâmplă și atunci, e în regulă să se întâmple uh, și în perioada asta. Dar din câte știu eu, asociațiile și fundațiile de cele mai multe ori au foarte multă nevoie de voluntari și de, de acte caritabile pe tot parcursul anului, pe tot anului. Asta vreau să zic și eu, pentru că sunt ambasador al copilor exact. Și, știu exact. și eu, campaniile pe care le-am făcut, ultima pe, campanie pe care am făcut-o, am făcut-o în septembrie, pentru că copiii aveau nevoie de rechizite. Da. Vrem să facem în martie, pentru că știu foarte multe asociații care au care spun că au nevoie de produse din acestea cosmetice, că toată lumea le aduce mâncare sau dulciuri, dar nu le aduce nimeni o pasă de dinți sau un deodorant. Atunci... Este clar că nevoile sunt foarte mari, dar exact. eu cred că nu trebuie să uităm să știm să dorim tot timpul anului să, să facă parte din noi și să da. știm să, și asta să, nu le, putem să împărtășim și celorlalți. Și asta nu putem să, să, să o promovăm decât de educându-ne proprii noștri copii. Și pe noi! Exact. Nu trebuie să avem neapărat copii, da, nu trebuie, să avem copii trebuie să ne educăm și pe noi și întotdeauna eu cred că pe pământ acesta trebuie să fim versiunea cea mai bună a noastră, știi? să da. avem așa o continuă dezvoltare personală. Așa și mulțumesc e. foarte mult, Gabi, că ai fost alături de noi și vă, dragi, vă mulțumesc că ați fost atenți și astăzi la emisia Meditații pentru Părinți și am dezbătut ce înseamnă să fii voluntar. Cam despre asta am vorbit. Uh, nu uita, ne auzim și într-o altă zi tot la Meditații pentru Părinți.